Bună ziua, dragi copii! După cum v-am promis, astăzi vom avea parte și de o surpriză. Vom confecționa împreună o broscuță. Sper să fie una foarte reușită. Eu am încercat să o fac înainte. O broscuță dintr-un tub de hârtie. Am și o ață la ea. Da? Să pot să mă și joc cu broscuța. O broscuță pe care o vom face împreună. Pentru a confecționa broscuța avem nevoie de un tub de hârtie igienică pe care l-am pictat cu verde înainte. Avem nevoie de o foaie de hârtie albă, lipici, forfecuță, inimioare pe care le puteți decupa voi și colora. Hârtie colorată sau, dacă nu aveți hârtie colorată, creioane colorate. Eu nu am hârtie colorată și atunci îmi voi colora hârtia, creioanele colorate și o bucată de ață. Să începem împreună. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie. Primul pas este să avem acel tub de hârtie igienică pictat cu verde. Pentru a face broscuța, avem nevoie și de piciorușele ei, pe care le vom face împreună noi pe foaia de hârtie și le vom decupa. Da? Îndoim foaia de hârtie, facem așa puțin mai micu. Să împăturăm bine, da? Și tragem așa o linie lângă mână și facem degețelele. 1, 2, 3, 4, 5. Ne gândim că și broscuța are tot 5 degețele, da? În partea cealaltă mai facem încă o mânuță. Și acum ar trebui să le decupăm împreună, să avem piciorușele broscuței. Le decupăm cu grijă, să ne rămână degețelele. Da? Broscuța noastră să aibă 5 degețele, la fel cum avem și noi câte 5 degețele la mânuțe, la fel îi facem și la broscuță. Am spus să împăturăm hârtia, pentru că atunci dacă împăturăm hârtia, reușim să decupăm mai multe piciorușe odată. Da? Ne-am pus piciorușele frumos pe măsuță, avem 4, pe care eu le voi colora cu verde. Nu am hârtie colorată și atunci îmi colorez piciorușele broscuței cu verde. Încet le colorăm cu verde. La fel și voi puteți să le colorați cu orice nuanță de verde, verde închis, verde deschis, sau dacă doriți puteți să le faceți și o altă culoare. Eu m-am hotărât să le fac tot verde. Încercăm să o colorăm și pe a doua. Am colorat și a doua. Acum ne pregătim să colorăm și piciorușele din spate ale broscuței.
singur piciorul de colorat. Și am terminat de colorat cele patru piciorușe ale broscuței. Le punem frumos aici într-o parte, tot așa cum le-am colorat. Da? Avem tubul de hârtie igienică pe care trebuie să punem ața aici, jos. Îndoim frumos de el, strângem bine, 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 bine. Da? Avem lipici. Parte și pe cealaltă ca să fim sigur că se lipește și punem ața broscuței în interior și apăsăm bine, bine, bine. Să fiu sigură, sigură că se va lipi, pot să iau acest capsator și încercăm să capsăm aici ața. Și atunci îmi stă sigur ața broscuței. Cu o cariocă încercăm să-i facem ochișorii broscuței. Broscuța are și ea doi ochi. Facem două cercuri pe care, dacă doriți, puteți să le faceți cu carioca sau se pot chiar picta. Eu am ales să le fac cu carioca. Ce culoare vreți voi, puteți să faceți. Eu i-am făcut cu albastru și în mijloc îi fac cu alb. Și am făcut ochișorii broscuței. Broscuța. Cred că ar fi puțin mai reușită dacă i-am face câteva bulinuțe maro. Încet facem și câteva bulinuțe maro, rotunde pe ea. Cu o cariocă sau cu un creion colorat. Sau le puteți picta și pe acestea, dacă doriți. Facem și sus. Câteva bulinuțe. Am terminat. În interior îi mai facem un punct mic la ochi. Gata. Chiar am terminat ochișorii și bulinuțele la broscuță. Ar trebui să-i punem piciorușe. Da? La fel. Punem lipici pe picioruș și îl lipim aici jos frumos. Punem și pe celălalt picioruș lipici și îl lipim în partea cealaltă. Are broscuța două piciorușe. Ar mai trebui să-i facem și două sus. Da? La fel. Punem lipici și lipim și mânuțele. Da. Și a doua mânuță. Terminat broscuța noastră. Da. La capătul aței
Eu am pus o inimioară. Am pus o inimioară gândindu-mă la voi și atunci am ales să pun o inimioară. Luăm frumos două inimioare decupate și colorate, da? Voi le puteți colora sau le puteți decupa din hârtie colorată. Punem frumos una peste alta și în mijloc punem ața de la bruscuță și lipim bine, 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 bine. Și i-am făcut și o codiță la bruscuță noi. Și cam aceasta ar fi bruscuța pe care am făcut-o pe ziua de astăzi. Sper să reușiți. Sunt sigură cu ajutorul părinților că veți reuși să confecționați o bruscuță și vă veți juca împreună cu această bruscuță. La revedere și ne întâlnim cu altă provocare și alte lucruri interesante.